Ok, salutare tuturor, numele meu este Viper și bine v-am regăsit lumea la un nou episod din seria noastră The Unturned de pe mapa Grecia. Ne-am întors aici exact unde am rămas episodul trecut, ia uitați ce față avem. Dar fraților, în acest episod practic o să ne continuăm aventura. Suntem aici la NPC-uri, practic la Omega Base-ul ăsta, dacă nu mă înșel, se numea Baza Omega. Și dacă țineți minte, în episodul trecut cred că am petrecut vreo 20 de minute sau ceva de genul, pur și simplu adunând quest-uri și am strâns o grămadă de quest-uri, adică 12 la număr, și practic o să avem ce să facem pe seria asta. Și bineînțeles că astea nu sunt toate quest-urile, că o să dai redeem la niște quest-uri și o să-ți ceară alte quest-uri, gen o să-ți dea alte quest-uri în schimb, dar sunt câteva interesante, precum astea 3 care, după cum puteți vedea, sunt cu roșu, și practic trebuie să batem Earth Titan, deci sunt un fel de zombie boss, probabil cum sunt și aia de pe Rusia. Sunt curios ce este asta, Titan of Light, cel mai probabil e ăla de fulgere, dar o să rămână de văzut. Și mai avem aici, fraților, The Anomaly of Theologos Lighthouse, și după cum puteți vedea, ăsta are scrisul diferit de celelalte, este un pic mai albastru când astea sunt un pic mai gri, ceea ce mă face să cred că e ceva destul de interesant. Și practic ce ne cere chestia asta, v-am vorbit în episodul trecut că era un mare meme pe Anturnul vechi, că era un anomaly, se zicea, era un fel de Herobrine al Anturnului care se spawna la lighthouse-ul de la Anturnul vechi, dar ideea este că Theologos Lighthouse se află chiar aici și nu știu exact cum o să o luăm, cum o să avansăm. Stați un pic că eu trebuie să mă și reacomodez, n-am mai intrat pe Anturn, cred că de 2 săptămâni sau ceva de genul, dar o să ne reapucăm acum, bineînțeles. Înainte să plecăm de aici, dacă nu mă înșel, ok, resupply 1, Farmer Pan needs help carrying the large bags of fertilizer, deci omul ăsta vrea să îi luăm niște fertilizer și după cum puteți vedea este carry in fertilizer, nu ne cere să aducem 5 fertilizere la el, pur și simplu ne cere să luăm de la supply depot 5 fertilizere și sincer nu-mi dau seama unde ar putea fi supply, din zona de supply de pe aici, pentru că nu mai țin minte foarte bine layout-ul chestia astea, bă, dar e atât de, e gen lumină, dar gen, nu știu, e foarte prost gen realismul din lumina asta, pentru că dacă e zi, gen luminile astea sunt oprite și e lumină, what the fuck, n-are niciun sens. Ok, aici sunt medici, aici ieșim tot aici, undeva pe aici prin chestia asta trebuie să fie un supply depot. Ok, aici tot la oamenii ăștia ajungem. O să mă plimb eu puțin pe aici și o să vedem dacă găsim ceva, dar da, după cum am zis, o să revenim și cu seria asta, o să începem să o postăm din nou, cel puțin o dată pe săptămână, pentru că o să vreau să o terminăm anul ăsta inițial. Știți că am început Grecia pentru că era o mapă de toamnă, după cum o vedeam eu, dar după cum ați putut observa, ne-am luat cu alte chestii, am început să postez un pic mai rar pe canal și nu am postat atât de mult, dar o să încercăm, v-am zis, să o terminăm anul ăsta, chit că a venit iarna, noi o să ne străduim. Ok, nu am găsit chestia aia, din ce am citit pe internet este bugată sau nu știu exact ce se întâmplă, whatever, o să ne vedem de treaba noastră. Mama, am ieșit la lumina zilei, deci acolo mă jucam Anturn pe low și aici am trecut pe graficile pe ultra, dar după cum pot observa, se pare că quadul acesta este metoda noastră de deplasare. Mamă, deci am pus 7% benzină și a fost un sfert din gheschenul ăsta, adică e clar, ne trebuie și nou un gheschen din acela normal, dar momentan va fi bun și asta. Și ce putem să facem în acest episod ar fi, deci avem două variante, mergem spre Larissa și după aia ne apropiem de orășele și de chestiile astea mai mai interesante, mănăstirea asta, cred că mănăstiri înseamnă mănăstire, baza militară, orășelul ăsta care nu am înțeles ce e cu el, dar ceva e cu el. Și sincer ar fi o idee să o luăm așa și după aia să coborâm, să explorăm pe aici și să ajungem în final la Theologos Lighthouse, numai că mai avem și varianta să mergem acum jos, așa, așa, și după aia să ne oprim aici. Cred că asta are un pic mai mult sens. Cred că o să facem asta, sincer. Ceea ce înseamnă că o să vreau să mergem direct la Theologos Lighthouse. Nu știu dacă trebuie să fie noapte ca să investigăm chestia asta, dar în primul rând, ok, în primul rând o să merg eu la ferma asta, de unde ne-am spawnat, pentru că trebuie să luăm, mi se pare că era... avem un quest aici care era cu Kalanera Farm. Da, deci și-a pierdut lira în Kalanera Farm. Deci o să mergem acolo, o să luăm aia și după aia o să pornim spre Lighthouse și o să ne mai oprim dacă găsim ceva locații interesante pe drum. Ok, am ajuns aici la Kalanera Farm și o să începem imediat să căutăm.
lira aceasta, dar înainte de toate trebuie să dăm un măcel aici între toți zombii ăștia, pentru că pur și simplu o să ne încurce, pentru că poate muream din nou. Nu mai știu dacă am murit, că știu... Nu, deci n-am murit, fraților, din episodul 1 din seria asta, dar mai încercasem eu să filmez odată seria și murisem. Nu mai vreau să mor din nou. Întotdeauna mor aici pentru că sunt 7 milioane de zombie, gen, sunt extrem de mulți zombie, gen. Cred că e cam cea mai mare fermă pe care am văzut-o în Antern de până acum. Mai erau alea de pe Kuwait, mi se pare, care erau dita mai fermele, dar și asta este destul de mare. Hai să mai luăm niște din astea și să le facem clar niște cloth, pentru că mi se pare că episodul trecut ne-am secat complet de cloth, pentru că am avut un quest care ne cerea, ca să intrăm la baza de NPC-uri, 15 cloth și a fost un număr foarte mare de cloth și acum nu mai avem să ne facem bandaje și nu e foarte bine. O altă sămânță, hai că n-o să stau eu după fiecare sămânță, după fiecare haină o să stau totuși, pentru că putem să le facem rag, bandage, dressing, perfect. Artemis has been busy helping Omega. You could swing by her old home in Cala Nera Farm. Unde ar putea să fie casa ei veche? Ăla e garajul. Ăsta e hambarul. Ok, s-ar putea să fie acolo, mai spre plajă. Înseamnă că nu e ceva campground eșuat și pur și simplu oamenii și-au făcut casele acolo pentru că... Da, mai folosim și noi capul uneori. Dar hai să vedem dacă reușim să găsim, dacă nu e un item din ăla care se ascunde. Ia uitați, fraților, eu am fost de inspirat să plantez chestiile astea, pentru că acum avem vreun punct în agriculture. Nu avem, ok, o să ne punem 4 puncte, ne mai băgăm în cardio și cam atât a fost cu experiența noastră. Ok, ne-am luat pe amândouă duplicate, ok, asta este foarte norocos. Hai să mai avem ceva de mâncare la noi. Avem o pâine, niște lapte stricat, niște chipsuri. Ok, o să facem 2 seeduri și o să păstrăm 2 și cu astea la fel. Sunt curios dacă, ok, 1, 2, 3. Sunt curios dacă ne luăm duplicate. Ok, avem 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ne-am luat duplicate pe 2. Practic noi avem o șansă de 57% să se dea duplicate. Deci am avut un noroc destul de mare și la fel. Hai să facem 2 din astea de tomato, pentru că am plantat mai încolo și încă o chestie și acum avem chestiile astea la noi. Totuși trebuie să mergem la un oraș și să găsim neapărat niște purification tablets, ca să putem și noi să ne purificăm laptele și să-l bem. Dar mi se pare că găsisem în episodul trecut multă apă, mi se pare, dacă nu mă înșel eu, așa că hai să ne uităm în inventar. Ok, stricat. Da, aparent nu mai avem nimic de băut, deci avem supa asta de pui la conservă, care nu știu cât de bună e, dar ne-a dat mai multă mâncare decât apă. Oare roșiile? Roșiile sigur ne dau niște apă. Ne dau și mâncare, ne dau și apă. Hai că stăm decent. Un fishing rod, dacă vrem să mergem la pescuit. Numai că noi nu avem nevoie de mâncare, avem nevoie de apă. Înainte, fraților, dacă nu știți, pe Antard îți dădeau peștii. Cradon la bar, mai multă mâncare. Îți dădeau înainte și mâncare și apă. Îți dădeau, mi se pare, 20 mâncare, 20 apă și era cea mai pe chestie că pur și simplu mâncai pești. Și te duceai la pescuit, pescuiai și aia a fost, dar acum îți dau din păcate numai mâncare și nu mai este cea mai OP sursă de a face rost de mâncare, de apă și mâncare, de mâncare dublă. Și aparent am găsit și un chart, e clar, cât m-am chinuit eu, frate, pentru chartul ăsta și acum omor un zombie random și mi se arată. Oare? Ok, ăsta e garaj. Frate, dar unde? Deja vedem puțin alb. Deja vedem puțin alt negru, urma să zic. Avem un crossbow aici de 88%. Și sincer, cred că o să-l iau, pentru că compound bow-ul nostru are doar 61% și cum nu avem un blowtorch, o să ne ajute destul de mult, bă, frate. Dar unde este? Oare e în rulotă? Lira aia. Unde se află lira? What? Hockey stick. Poate în căsuțele astea, în rulotele astea fără roți, cu gunoaie în ele... Bă, frate, unde ți-e lira? Da, dacă făceam asta legit, probabil nu o găseam niciodată. Deci haideți să vă arăt unde se află lira asta. M-a salvat din nou un ghid de pe Steam de questuri. Deci dacă mergem aici, este o scară și putem să ajungem sus. Nu mi-aș fi dat seama niciodată chestia asta. Și bine că acum știm că aparent aici putem să găsim și niște chestii de mâncare și aparent și lira. Mă, cum arată? Perfect, am luat și lira, niște haine, o lanternă, o șapcă albă. Aia zic, ne trebuie și nouă, frate, trebuie să mergem la baza militară sau măcar din aia de poliție să facem rost. Dar ne trebuie niște haine puțin mai ca lumea. Ia uite un Timberwolf, dar după aia mi-am dat seama că este un sport shot și nu e prea bun de nimic. Zombiule,
La revedere și perfect, ne așteaptă aici două semințe care abia așteaptă să fie plantate și aparent ne dă 14% deja. Dacă ne upgradăm asta la maxim, nu mai știu exact cât îți dă, 30% mi se pare că ți se pune instant când plantezi planta, dacă poți și o să mă exprim, după ce n-am mai filmat ceva timp și acum sunt rasti fraților la YouTube, deci scuzați-mă și pe mine dacă am așa un comentariu mai ușor sub medie, dar acum că am făcut asta o să mergem. Măslini. De fapt n-avem nevoie de mâncare, n-avem ce face cu măslinii, o să mergem aici să ne facem plinul și pe aia o să facem o stângă și o să tot mergem pe aici și după aia cred. Dar nu mă, stați un pic fraților că e un pic de gândit aici, înainte să plecăm la drum să nu facem o prostie și să ajungem unde nu trebuie. Dacă o luăm așa, ca noi să ne întoarcem, trebuie să ne întoarcem așa, dar putem să o luăm direct așa. What the fuck is this? No, deci eu merg aici. Ce mai probabil doar un campground, dar eu merg aici. Mergem așa, mergem la chestia asta și pe aia mergem în not. Vedem dacă găsim o mașină aici și ne orientăm așa. Ok, asta va fi varianta pe care o vom alege ca să nu stăm, ca să nu facem un drum mult mai lung decât ar trebui să facem. Deci, fraților, pornim la drum. Ok, și ne-am întors aici lume și după cum puteți vedea, am ajuns la această fermă care este cumva în piatră. Ba nu mi s-a părut, am crezut că e ferma în piatră, dar în așa un fel de fermă subterană, dar se pare că nu e cazul și pur și simplu e așa la marginea muntelui, dacă pot să zic așa. Și ne-am reparat și drujba, după cum puteți vedea, omor un zombie mult mai ușor. Și am observat că drujba asta scoate la sunet, dar dacă tu dai cu drujba trezești toți zombii la o rază de 5 metri, aș putea spune, poate chiar 10. Bine, nu prea pot să apreciez distanța, așa că nu o să mă dau cu părerea. Dar ce e mișto este că avem aici și un fuel reserve. Din ce am observat pe mapa asta, îți dă foarte multe fuel reserve-uri, ceea ce este foarte mișto, pentru că poți și o frate să nu o iau la, să nu o iau la pedalat sau să nu o iau pe jos. Chit că n-am văzut biciclete pe mapa asta, dar totuși n-am fost în prea multe orașe mari încât să... De fapt, acum că mă gândesc, n-am fost în niciun oraș mare, am fost doar în Volos, care, după cum puteți vedea, este minuscul și are layout-ul ăla de Grecia, foarte dubios. Dar, fraților, am văzut și acum că, cum mi-am pus webcam-ul, se vede... Look at this, fraților, îmi dau dox singur, deci niște acoperișuri, e clar. Dar, și mai probabil o să se facă seara, fraților, și probabil episodul următor. Îl vom filma tot după episodul ăsta și va fi noapte, dar mie îmi place și, aparent... Aici este o chestie, o chestiune, care probabil este un utilaj, e un utilaj agricol care face ceva. E o semânță de grâu aici, deci ceva face chestia asta. E grâu uit? Da, grâu e uit. Corn e porumb. Dar se pare că cam atâta este aici. Făcut și eu cacofonie, dacă e, nu e nimic interesant. E ok. Pare foarte suspect etajul ăsta. What? Opa. S-ar putea să fi descoperit ceva. Ok, avem tape. Nu avem tape. Putem să găsim un tape, este întrebarea. Am găsit la un moment dat un tape, dar nu l-am luat că mă gândeam că nu o să-mi trebuiască. Ok, dacă nu găsim un tape, fraților, cred că o să-mi dau unul, dar să sperăm că o să găsim, pentru că aș vrea, frate, totuși să fac o scară. Pentru că ceva pare foarte suspect acolo sus. Pare de parcă e ceva mișto. A, dar mai sunt niște chestii acolo. Gloanțe. Frânghie. Dacă am putea pur și simplu să legăm o frânghie și să ne urcăm, da? Antar nu a devenit atât de realist, de-asta de cules și aparent încă sunt zombi pe aici prin... A, e de-asta mă, e livadă de măslini. Mă mir de ce sunt atât de îndepărtați măslini între ei, da? Cine știau ei un motiv pentru care au fost plantați așa, mamă, dar și aici acum sunt puși copacii în linie, frate, zici că... Deci sunt pur și simplu puși pe lângă drum în linie, dar în fine, aici... Ce s-a întâmplat aici este întrebarea. Paintball gun. Sunt, ok, zombii de campground, zombii civilian. Ok, deci în ce văd sunt și zombii civilian, dar și puțini zombii de campground. Și un pocket knife. Uite, aici am putea să găsim un tape cu puțin noroc. Dar, sport shot magazine. Nu, mulțumesc. Un note și un sport shot magazine. I can't believe they just opened fire upon us. All we wanted was refuge, safety like they promised. We had waited to get inside that base, and when I thought it was all going to be okay, they sounded the alarm and firing their machine guns. Deci, I'll see to it that these soldiers get what they have coming to them. Deci, unii au tras în alții.
ăștia fiind cei care probabil au pierdut nu războiul, lupta. Sandwich? Ah, e doar pâine. Din ce am înțeles, aici la Hellenic Forces sunt NPC-uri, ceea ce înseamnă că probabil este o luptă dintre Hellenic Forces și Omega Base sau Omega Compound și probabil a câștigat Omega Compound. O să mergem bineînțeles și aici, probabil episodul următor, dacă totul merge conform planului și apucăm să ajungem la Lighthouse în acest episod, da, probabil o să ajungem. Ăștia erau în ceartă, se pare, dar după cum am zis, gen, o să mergem, o să luăm quest-uri de la ea, o să vedem ce o să zică ea și o să aflăm povestea. Dar acum o să ne dăm o scară și eu vreau să neapărat să văd ce acolo sus, pa bune. Ok, trebuie cumva să spargem chestia asta. What? Wait a minute, mi-am luat țeapă, fraților. S-ar putea să-mi fi luat țeapă, dar știți că parcă am văzut hitmarkere aici. Care e logica? Ok, cât de jos putem să punem scara? Putem să sărim? Ok, give 3, 2, 6. O să fie blocată de pământ? Da, o să fie blocată de pământ. S-ar putea să trebuiască pur și simplu să mergem cu spectatorul pentru că... Nu, fraților, am văzut hitmarker-ul pentru că era un cobweb și am spart cobweb-ul. Ah, ce e aici de atât de important? Nimic. E o chestie într-o cutie. Niște chestii de fermier și trebuie să intri pe geam. Cum intri pe geamul ăsta? De fapt, urma să zic că nu știu, dar după aia mi-am folosit așa puțin creierul și punem așa o scară și opa. E, nu. Punem o scară de jos atunci. Dacă nu vrea jocul să facă treabă, facem noi treabă. Sunt curios dacă putem să ne urcăm așa. Ia. Opa. Da. Deci cam asta este locul secret. Hai, s-a despawnat chestia aia. Presupun că nu vom ști niciodată, fraților, ce a fost. Arăta așa, era... Arăta de parcă era ceva important, dar se pare că nu vom ști niciodată. Rip. Ok, și aparent o să trecem aici pe lângă... De fapt, pe lângă, pe sub... lună plină, mersi mult, unturned. O să trecem pe sub un fel de cave care are niște daste de susținere și sunt curios dacă se află ceva după chestia asta. Cel mai probabil nu, dar hai să vedem oricum. Da, nu se află nimic. O să mai merg așa din când în când cu a treia persoană pentru că sunt curios că uneori pot să mai fie tot felul de chestii ascunse. Ok, fiindcă este lună plină, cred că vom trage o schemă la acest orășel care probabil are nevoie de destul de mult timp pentru a fi lutat, dar pur și simplu nu am chef de a face cu zombii de lună plină. Nu, e accident pe principală. Ok, am scăpat. Cumva am scăpat. Nu o să băgăm în seamă orășelul ăsta momentan. O să ne continuăm drumul spre Lighthouse și am luat-o prost. Super. și o să ne întoarcem după, pentru că chiar nu vreau să fac un oraș de lună plină, pentru că o să fie pur și simplu... Foarte greu să luptăm ca lumea și fie un fel de tortură psihică, deci o să abandonăm orașul și o să ne continuăm drumul spre Lighthouse. Ia uite ce umbră am, sunt plutesc, da, e prea mișto sunset-ul ăsta, deci ai albastru ăsta mov care devine roz la linia orizontului și acolo unde e soarele sau luna, what? Soarele sau luna care e rotundă, de fapt cred că e soarele, că e cam mare să fie luna, sincer. What is this? Nu, de fapt, drumul ăsta ne aduce tot la Hellenic Forces, deci o să o luăm spre domnul Lighthouse și tot se face noapte, deci vom putea să studiem puțin care este situația la Lighthouse, nu o să avem nicio treabă, se mai spawnează câțiva zombie, asta este, sau ata este, cum se mai spune. Ok, suntem aici, la plaja aceasta și aparent Lighthouse-ul e ceva de mers până la el, adică este fix pe niște pietre în mijlocul râului, I guess, apei. Bine, vorba, tocmai am procesat că e Grecia și am dat level up la cunoștințe. Am și intrat într-o piatră și acum am și intrat într-o bancă și avem 28% pe ATV. O să lăsăm aici pentru că dacă intră în contact cu vreun zombie va exploda. Deci, cum este Blood Moon-ul pe Unturned? E destul de nasol, sincer, pentru că se spawnează zombie în continuu. Dacă pur și simplu ar fi zombie care există, ar fi ok, dar acum se spawnează în continuu. Dar putem să-l folosim ca o chestie bună, pentru că putem să ne creștem experiența. Pentru că, după cum puteți observa, un zombie din ăsta ne dă 6 experiență, ceea ce e foarte mult. Și toți zombii ne dau bleeding, deci trebuie să avem puțină grijă, dar... De băut. După atâta timp am găsit ceva de băut și noi și putem să nu mai murim de sete. Ia uite ce aici, aparent ne-a salvat plaja asta, dar chiar mă mut pe plajă, iau de aici soda, cola, ce se mai spawnează pe aici și pescuiesc pentru mâncare. Gata, m-am stabilizat. E apple juice-ul ăsta pe care vreau să-l iau, dar nu așa.
12% nu mulțumesc. Și cred că am putea, ar trebui să ne mutăm pe lanternă ca să vedeți și voi ceva. Dar sincer nu vreau să-mi sacrific drujba pentru că e foarte OP. Ala este un, ai o bambină. Sau de fapt o geamandură. E o geamandură, nu e o bambină, am zis o prostie. Dar aparent sunt geamandurile astea până unde ai voie să noți. Și dacă noți peste geamanduri e șmecher, dar și să te neci, așa că da, fiecare cu cum poate. Dar o să ne combinăm astea două cutii, nici nu mi-am dat seama că avem deja o cutie și ne mutăm pe lanternă. Wow, văd și eu ceva, dar acum va trebui să le dăm la zombie cu lanterna în cap. Ceea ce după cum puteți vedea, e destul de nasol. Holy fucking shit. Au, mi-am rupt piciorul. Două dinghiuri, fraților. Deci chestiile astea sunt cam cele mai tari vehicule, pentru că după cum puteți vedea, sunt pur și simplu tari, nu am cum să vi le descriu în alt fel. Așa că vom lua un dinghi cu noi care, a, dar nu are lumină. Vom încerca să vedem. Să încerc, nu știu dacă, cred că nu o să pun niște filtre, că după aia se vede ciudat în turn-ul. Dar dinghiul ăsta, fraților, uitați-vă și voi, zici că sunt un boss. Deci, efectiv, stau pe-l ca un mare boss. Și avem și niște vehicule ca lumea de apă. Acum ne mai lipsesc doar vehicule, o să-l naufragez. Nu, e bine, e bine. Mamă, da, ok, nu se controlează foarte bine vehiculele astea de apă, dar nu prea ai ce să le faci. Hai să vedem care este anomalia posibilă. Trebuia să ne uităm de la distanță cu binoclu, că cine știe, poate vedeam niște ochi roșii. Niște reflect. Mi-a rupt din nou piciorul. Zombiul ăsta s-a blocat. Ok, suntem într-o situație nepotrivită, pentru că s-ar putea să se spawneze zombie. Cred că se pot spawna chiar și fix lângă noi. Deci trebuie să avem puțină grijă. Bine că te-ai blocat, frate. Bine că nu poți să treci, să ocolești scara. Crossbow. Bun. Putem să ne facem... Cred că e jos un zombie, sincer. Da, sunt chiar doi. O să ne facem un splint. Ca să nu mai avem și noi piciorul rupt și să ne punem așa o bucată de metal pur și simplu peste el și s-a rezolvat. Aveam deja un splint. Well, asta este. Metal scrap să-l recuperăm parțial și cred că o să ignorăm zombia și să mergem direct la ce contează, la lighthouse. Ceva, vreun... un zombie alb! Oh my fucking... Intră în apă, azi loc, că nu poți să fugi și o să te prindă zombiul din urmă. Oh my fucking god, boys. Zombiul alb. E zombiul ăsta... Se pare că asta este anomalia. Salutare. Ok, bine că mai avem un splint, că îl vom folosi fix acum și cumva va trebui să omorâm anomalia. Da, e din... Înnoată, știe să înnoate! Ne-a omorât. Da. Se pare că nu vom avea o luptă tristă cu anomalia. Da, era mult mai interesant pentru că era Blood Moon și gen anomalia original avea ochii roșii și mi s-a părut pur și simplu că era perfect. Dar se pare că am decis eu să-mi rup piciorul din nou. Deci chestia asta este cea mai periculoasă. Nu, deci pietrele astea îmi fac nervi, așa că... Ha, cât XP am pierdut. Dar totuși avem 183. Deci vom băga în... Care era? Less fall damage? Less fall damage va fi... Ne vom băga două puncte în less fall damage. Poate nu ne mai rupem și noi piciorul la orice ocazie. Dar aia a fost anomalia, am investigat-o. Mie mi-era frică să nu fie un zombie din ăla de pe Kuwait. Dacă nu știți, pe Kuwait sunt niște zombie din ăla albi care scot niște sunete foarte dubioase, foarte gen high-pitched, foarte acute, care au foarte mult HP și nu poți să-i le dai stun. What the fuck, prin 270 de frame-uri. M-am urcat invers. Ok, ne urcăm. N-aveam, mi-am rupt din nou feature când aveam umbrela pe 4. Că am murit. O să am un vizitator aici, nu-i așa? Am un zombie și o să dau swing la drujbă dacă e. Vă aștept. What? Dar aparent e un lighthouse foarte mare asta. Îmi place că nu e luat. V-am mai zis că îmi place pe Grecia că sunt chestii unique. Missing power source. What? Ce e ceva invizibil. Now what the fuck is this? Ideea este că dacă aducem un generator, probabil putem să pornim farul, ceea ce va fi foarte mișto. Și ce, fraților? Why not? Ok, de acum merg numai cu umbrela în mână, dar cam asta este toată faza. O să ne îndepărtăm puțin, o să mergem înapoi unde ne-am lăsat ATV-ul, pentru că vreau să văd de acolo cum arată lighthouse-ul ăsta, că așa de aproape este un pic dubios, trebuie să recunosc. Dar după cum puteți vedea, avem o lumină care se duce în 360 de grade, arată destul de interesant. Sincer, nu mă așteptam așa, habar n-am la ce mă așteptam, dar mă așteptam să fie așa, dar se pare că așa este.
Am pus și acolo frumos un generator, l-am scos și eu din buzunar. Dar, what? Ce aici? Ah, nu, așa o luăm invers. Cred că am putea să mergem aici, că cred că o să terminăm aici episodul. Și după o să mă întorc, eu să stau, eu să merg, pentru că nu vreau să vă mai plictisesc, fraților. Oh, look at it. Arată puțin dubios, dar șmecher oricum. Deci, cam asta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, fraților. Nu uitați să fiți pe fază pentru cât mai mult Unturned, pentru cât mai multe alte chestii, pentru că am și așa, fraților, un vibe din ala de amare apucat de YouTube mai serios. Deci, check it out. Dar, eu am fost Azzalo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!